Salut! Munca e cheie spre dezvoltarea abilităților și aptitudinilor. Prin efortul depus și dorința spre perfecționare, oamenii capătă experiență și devin mai competenți în ceea ce fac. În această ediție vei cunoaște ceva incredibil ce au învățat să facă oamenii. Așa că așează-te cât mai comod, pregătește-ți un ceai cu lămâie, stoarce butonașul de like și să începem! E o plăcere adevărată nu doar să schiezi, dar și să admiri natura. Această femeie toată viața a făcut sport, de aceea și la bătrânețe demonstrează un rezultat incredibil. De la început era greu de calculat câți oameni fac mișcările. Tipi coordonează foarte bine mișcările și lucrează de minune în echipă. O formă fizică bună necesită multă muncă, însă câtă încredere în sine îți aduce, pentru că începi să îți iubești corpul. Mulți se pot lăuda cu aruncatul pietrei, însă doar el la o asemenea distanță. El niciodată nu pierde timpul în zadar. Nu doar că ajunge repede acasă, dar și pregătește cina. Cât de bine își controlează mișcările, e incredibil! Dacă supereroii ar exista în viața reală, el ar face parte din echipa lor. Se pare că ieri și-a antrenat mâinile și astăzi se odihnește. Se pare că fiecare mușchi trăiește o viață aparte. Datorită unor asemenea manevre și aluatul e mai gustos și vizitatorii încântați. El cu siguranță nu ratează antrenamentele la picioare.
Mai ții minte acest challenge? El chiar i-a întrecut pe toți. Pentru asta e nevoie nu doar de pregătire fizică, dar și reacție rapidă, coordonare și analiza situației. Cu siguranță nu se teme de înălțime. El are o înțelegere cu gravitația. Ea nu-l afectează. Între ei există o legătură nemaipomenită. Bicicleta mereu se întoarce. Chiar și Spider-Man are nevoie de mâini pentru a urca în sus. El se descurcă bine și fără ele. Așa antrenamente oricum aduc beneficii. Data viitoare va fi mai bine. Cu asemenea abilități incredibile, ea nu se va pierde. Tu cu ce te ocupi când privești televizorul? Chiar dacă ai uitat de această jucărie, acum de nou îți vom atrage atenție. Nu e greu să te înveți să mergi pe bicicletă, însă pare imposibil să faci un cubic Rubik și să jonglezi în același timp. Ca să faci asemenea trucuri, trebuie să ai și multe căderi anterioare. Când îți pare că în viață ai văzut totul, se găsește un om capabil să te uimească. Noi credem că e un nou tip de sport care trebuie oficializat. El nu doar că este într-o formă fizică minunată, dar și are încredere în sine, dacă face asemenea trucuri fără a se proteja. Când acorzi mult timp unui hobby, devii expert în asta. În acest video e minunat totul.
El știe cum să pună abilitățile în practică. Pentru cineva, Jenga și așa nu e un joc ușor, însă ceea ce face el e nemaipomenit. Antrenamentele de acasă pot fi și ele eficiente și aduc rezultate. Desigur, pentru a ajunge la un asemenea profesionalism, trebuie să depui efort și să cheltui timp, însă, cu siguranță, se merită. Putem spune cu încredere că pentru următorul joc el e pregătit. Pentru el să facă un salto e mai ușor decât pentru tine să faci așezări. Sentimentul armoniei și frumuseții doar se accentuează datorită imaginii de pe apă. Nu trebuie să fii Spider-Man ca să urci pe pereți, doar antrenamente și dorință. El a găsit un loc perfect pentru a arăta lumii cine este. Ușurința cu care se mișcă pe bicicleta sa îi face pe trecător să întoarcă capul. Nu are frică pentru că știe de ce e în stare. Grație, atitudine, munca asiduă, toate în aceste mișcări. Tot mai cred că coarda e pentru copii? Urmărește mișcările lui.
Când ai un asemenea Porsche, puteți dansa împreună. Ea nu doar face sport, dar și le aduce altor oameni plăcere. Când vezi asta, începi să crezi în supereroi. Sperăm să nu înceapă a trage. De ce să faci asta în stradă? Așa talente trebuie demonstrate în alte părți. De obicei, dacă se apropie cineva, totul cade din mâini. Aici însă, totul e perfect. Plimbările în compania lui niciodată nu sunt plictisitoare. De ce să nu fii relaxat dacă știi că le poți pe toate? Chiar și în vacanță face antrenamente. Aquaman în viața reală. Thank you.
Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la aim!